bine ați venit la Atelierul de Creat Povești! Sper că ați reușit să faceți piticii de data trecută, iar acum v-am pregătit o nouă provocare. V-am pregătit să facem din tuburile de hârtie igienică căsuțe pentru păsărele. Aveți nevoie pentru a face o căsuță pentru păsărele de carton colorat, mai multe nuanțe, o foarfecă cu botul rotund, lipici, carioci colorate, o foarfecă mai ascuțită, o parte dintr-o lână, dintr-o sfoară, sfoară sau lână, ce aveți voi la îndemână, și eu am folosit, am nevoie de un cerc, așa că am luat rola de scotch, dar voi puteți folosi și un capac, ce aveți la îndemână, orice fel de capac. Pentru început, încercăm să-i formăm acoperișul căsuței. Cum? Făcând un cerc cu ajutorul scotchului și a unei carioci, o culoare de contrast. Am ales albastru pe roșu. Desenez un rotund. Așa. Iar acum încerc să scot, pentru a forma un con, o parte din con. Așa. Trecem la etapa de decupat. Încercăm să decupăm cât mai aproape de linie. Voi puteți folosi pentru acoperișul căsuței și alte nuanțe, nu neapărat roșu. Puteți să folosiți galben, verde, să fiți cât mai creativi. Așa. Acum că am scos partea aceasta, putem să formăm conul. Arată ca o pălărioară. Ca să formăm conul și să fie lipit, îl fixăm cu un pic de lipici. Punem pe dunga aceasta, o dungă de lipici. Cu siguranță aveți la îndemână lipici de hârtie sau altfel de lipici. Ce aveți voi acasă? Iar acum formăm conul. Așa. Și presăm. Încercăm să facem un acoperiș cât mai ascuțit. Așa. Presăm foarte bine pălărioara. Așa. Acum că am format acoperișul, așa, îl punem deoparte, îl lăsăm să se usuce și ne ocupăm de partea de decorat a tubului și o să facem în felul următor. Fiecare poate să își aleagă culoarea preferată și să facem o decorațiune în funcție de culoarea preferată. Eu o să aleg verde. Trasăm niște fâșii cu ajutorul unei carioci. Nu avem nevoie de riglă, putem să desenăm cu mâna liberă. Mai late, mai în funcție de cum ne dorim noi. Le trasăm. Așa. Și o să încerc să trasez din toate culorile pentru a face o căsuță cât mai colorată. Așa. Pe fiecare carton colorat o să trasăm niște linii. Nu contează grosimea, nu contează dacă sunt mai înalte sau
nu sunt egale. Așa. Ce facem noi acum? Decupăm cam două linii din fiecare culoare. Așa. O să le punem aici lângă noi, să le vedem. Nu trebuie să fie neapărat lungi, pot să fie și mai scurte. Liniile, de exemplu, aceasta putem să o punem în două și atunci am reușit și am făcut două din prima, două luni colorate. Așa. Le punem mai departe, luăm altă nuanță, de data aceasta albastru. Trasăm două linii. Așa. Aș vrea și două roșii, de la acoperiș mi-a mai rămas ceva material. Nu este necesar să le avem la fel, deoarece o să încercăm să le lipim în degrade sau le putem face în formă de curcubeu sau putem să le mai decupăm între timp sub formă de țigle sau sub formă de V-uri, multe V-uri, dar cel mai bine e să vedeți. Așa, avem toate culorile. Așa. Ce facem noi acum? Luăm tubul și măsurăm cam cât ar fi nevoie să tăiem panglica aceasta de hârtie. Am văzut că e scurtă până aici. Trasăm oarecum. Așa. Le punem lângă celelalte și le tăiem la același, la același nivel. 1. Așa. Așa. O să avem o paletă de culori. Așa, iar acum voi puteți să fiți creativi și să vă alegeți ce culoare, cu ce culoare vreți să începeți pentru a lipi pe tub. Dar mai întâi, eu aș vrea să vă propun să decupăm, să desenăm și să decupăm în V sau pe rotund. Formăm niște dinți de dinozaur. Știți cum arată dinții de dinozaur, nu? Așa. Dacă tăiem... Așa. Ca să vedeți mai bine dinții de dinozaur. Acum se văd mai bine dinții de dinozaur. De fapt, așa. Ce facem noi cu acești dințișori de dinozaur? O să-i punem la sfârșit, după ce tăiem toate nuanțele, o să-i lipim. O să punem lipici pe dinți și o să lipim în multe, multe straturi. Așa. Multe, multe, multe straturi. Între timp, eu trebuie să decupez ca să pot să lipesc, să vă arăt. Așa. Și i-ați spus povestea cu pitici? Abia aștept să văd câte comentarii primim
pe pagina noastră de Facebook, a Teatrului Gong, câte povești au fost puse cu piticii noștri de la ușă. Să vedem dacă cu căsuțele de păsărele vom avea așa mare succes ca și cu pitici. Așa. Facem alți dinți de dinozaur. Așa. Puteți păstra resturile de triunghiuri colorate care ne-au rămas de la dințișori pentru a decora acoperișul pe care l-am făcut mai devreme. Putem să-l facem foarte colorat, lipind tot felul de triunghiuri care ne-au rămas de la dinții de dragon. Așa. La partea aceasta necesită multă răbdare, deoarece avem foarte mult de tăiat cu forfecuța. Avem o altă nuanță. Așa, și acum am luat albastru. Nu mai este necesar neapărat să desenăm. Dacă vă descurcați cu forfecuța și sunteți îndemânatici, merge foarte să tăiem aceste triunghiuri. Așa. O să vizionați toate atelierele teatrului Gong, cu siguranță o să învățați să decupați mai repede și mai ușor. Așa. Ce facem noi acum? Așa cum v-am spus mai devreme, este necesar să punem lipici pe dințișorii de dragon. Așa. Am pus o linie de lipici și lipim de jur împrejurul tubului de hârtie igienică. Așa. Și e important să ținem lipit foarte bine. Așa. Presăm foarte bine. O să avem o căsuță de păsărele petrecăriață, pentru care fanioane așa multe pe ea colorate. Așa. O să folosesc hârtia verde după cea roșie. Așa. O să încerc să lipesc. Chiar sub banda roșie. Așa. Presăm bine. E important că atunci când lipim să ținem cu ambele mâini. Dacă avem și un ajutor din partea părinților, e perfect. Atunci o să facem mai repede aceste etape. Așa. Acum o să pun partea albastră, dar de data aceasta o să o pun invers. O să o lipesc așa, cu dinții în sus. Am pus lipici. Și o să lipim în spate. Presăm foarte bine.
putem să lucrăm și pe masă, dacă ne este mai ușor. Eu încerc să vă arăt cât mai bine și sper că înțelegeți și se vede. Așa. Iar acum cealaltă culoare, tot așa, o punem peste cea albastră. Cu un pic de lipici. O punem la baza căsuței. Așa. E greu? După ce am format această căsuță, acest decor de căsuță, trebuie să așteptăm să se lipească foarte bine în partea din spate. E important să nu se dezlipească și atunci presăm foarte, foarte bine tubul cu ambele mâini în partea de jos. Așa. Următoarea etapă este tot de decorarea părții din fața a căsuței. Prin bucățele de carton putem să desenăm pe bucățelele de carton. Tăiem la fel, dacă ne-au rămas resturi din carton, încercăm să reciclăm cartonul, să-l folosim la maxim. O să decupez bucățele mici. Așa. De carton, pe care o să le lipesc pe fața, da, căsuței. Cât mai mici. Așa. Punem și o altă nuanță de roz. Ce avem la îndemână? Iar dacă nu avem carton colorat, puteți să lăsați copiii să coloreze și decupați ce au desenat ei și puteți să lipiți pe fața da căsuței desenele copiilor. Și atunci atelierul devine și mai lung și atunci aveți mult timp de joacă. Așa. Ce facem noi acum? Punem lipici pe partea verde sau pe o altă culoare pe care aveți în rândul 2. Așa. Și punem o altă nuanță. De data aceasta eu aleg să pun nuanța asta de rozaliu, așa, bej. Așa, nu știu dacă se vede la cameră. Așa. O vedeți? O să le lipim colorat. O să punem una de o culoare, una de cealaltă. O să punem roșu și încercăm să facem pe straturi, să lipim pe straturi. Uite așa. Așa. O să o punem mai departe. Așa. Așa. De-a lungul tubului putem să-l decorăm cu aceste bucățele de hârtie. Așa. După ce am decorat, putem să luăm creioane colorate sau carioci, ce aveți la îndemână, și să desenăm floricele sau alte lucruri pe care le vor copii dumneavoastră. Bulinuțe. Așa. Schimbăm cariocile. După ce am făcut căsuța petrecăreață, o să facem pe o bucată de hârtie să desenăm o fereastră.
Așa. Am desenat fereastra, acum o decupăm. Desenați cum puteți voi această fereastră. Așa. Iar acum o să pliem cartonul ferestrei. Desenăm fereastra. Pentru că în perioada aceasta stăm mai mult în casă și ne jucăm. Și atunci o să desenăm cum privim, ce privim noi afară de pe fereastra din casa noastră. Și eu o să desenez niște păsărele. O să desenez în fereastră niște păsărele cântătoare. Voi puteți să desenați floricele la geam sau ce doriți. Așa. Puteți să decorați ferestrele cu ce doriți voi, cu linii, cu puncte, cu inimioare. Eu o să ținesc cu multe inimioare. Ați reușit să țineți pasul cu mine? Ce facem noi acum? Pentru că am desenat fereastra asta tare simpatică, o să o lipim pe fațada casei. Așa, eu am făcut-o un pic mai mare, voi puteți să o faceți mai mică, puteți să fiți creativi cum doriți voi să faceți căsuțele. Așa, o să pun un pic de lipici pe spatele ferestrei. Am pus un pic de lipici, am întins și o să lipesc aici, așa. O să presez cu mâinile și o să încerc să las obloanele deschise la căsuță, așa. Așa. După ce am făcut căsuța, după ce am decorat-o și am desenat-o, o să începem să decorăm acoperișul. Și cum? Cu diferite lucrușoare pe care le-am găsit prin casă. Eu am găsit niște paiete, poate voi o să găsiți nasturi sau puteți să puneți și orez, să lipiți orez, puteți să lipiți tot felul de lucrușoare pe care le găsiți. Dar pentru a fi prinsă prinsă acoperișul și pentru a fi prinsă în pom, aveți nevoie să puneți un fir de ață sau lână, o bucată, așa, pe care o tăiem, îi facem un nod, iar înainte de a decora acoperișul, e foarte important să îi punem această agățătoare, așa, în mijlocul acoperișului. Îi facem o găurică mică, cu foarfeca, așa, cu ajutorul unei foarfeci, așa. Iar cu ajutorul forfecei împingem șnurul în afară, dacă nu ați făcut o gaură mare, cum am făcut. Eu am făcut o găurică micuță, așa. Se mai întâmplă și la case mari. Așa. Așa. Iar aici, la capăt, o să faceți un nod mai mare și o să punem un pic de lipici, să lipim nodul. Punem aici, așa. Am tras ața prin găurică, eu am lipit-o aici, am presat.
iar acum pot să mă ocup de partea de decorat și eu aleg să pun niște floricele pe care le-am avut pe o bluză. Punând câteva picături de lipici. Așa. Puteți să decorați de asemenea cu cariocile, să mai desenați. Dacă aveți clipici acasă, puteți să puneți clipici. Sau cum îi mai spun eu, praf magic. Praful magic, o să vă arăt imediat ce este. Se găsește la sticluțe mici sau praf de zâne. Este un sclipici cu care poți să decorezi și să faci tot felul de lucruri drăguțe. Așa, și eu o să pun pe acest acoperiș, după ce o să pun lipici, așa un pic. Așa. O să presar. Un mic accident, da, se întâmplă. Așa. Și o să presar mult, mult praf magic pe căsuța păsărelelor. Iar acum, până se usucă, așa, o să punem, așa arată acoperișul nostru. O să punem lipici de jur împrejurul tubului de hârtie. Așa. Cu multă răbdare o să punem acoperișul. Așa. Încercăm să îl lipim cât se poate de bine, ținând cu ambele mâini. Așa. Așa. Eu mai trebuie să pun lipici. Dacă vedeți că nu se lipește, mai insistați cu un pic de lipici. Nu foarte mult. Eu am pus mai puțin de data aceasta. Așa. Iar acum presăm foarte, foarte, foarte bine pălăriuța căsuței noastre. Căsuțele se pot pune pe o crenguță la ușă, așa cum vă spuneam la început. Puteți să spuneți o poveste, acum pe lângă faptul că le aveți pe micul pitic, o să aveți și căsuța piticului. Și dacă piticul este binevoitor, invită și păsărelele în căsuță. Și acum aveți posibilitatea să spuneți o poveste cu un nou personaj, cu o păsărică. Vă așteptăm și la următoarele ateliere de creație. Încercăm să vă aducem acasă atelierul de creat povești, lucrând cu cei mici. Aveți posibilitatea să-i cunoașteți mai bine și să fiți inventivi și cu mai multe povești. Vă așteptăm și data viitoare!